Fiți foarte atenți ce medicamente comandați de pe internet. Autoritățile au descoperit că se vând din nou pastile contrafăcute. Pe internet suntem pur și simplu asaltați de reclame înșelătoare la tot felul de medicamente. Ne vrăjesc cu tratamente miraculoase pentru aproape orice boală și ne promit că ne vom face bine. Achizițiile de medicamente online sunt riscante. Cei care doresc să cumpere online să o facă doar de la farmaciile autorizate să vândă. Se vând în continuare medicamente din surse necunoscute. Multe dintre ele cred că nu sunt nici din România și în mod evident nu există nicio siguranță a calității medicamentelor respective din punct de vedere al protejării sănătății, să nu aibă reacții adverse, să nu fie nocive și din punctul de vedere al eficacității așteptate după administrarea unui medicament, a declarat recent Ministrul Sănătății. Trebuie să luați în vedere că puteți verifica pe site-ul Ministerului Sănătății dacă unele produse sunt avizate sau nu. Pe site-ul Ministerului Sănătății se pot verifica farmaciile autorizate să vândă medicamente care au disponibilitate să vândă online, fiind autorizate și pentru acest tip de activitate, a mai precizat acesta. Și Adrian Străinu Cercel, președintele Comisiei pentru Sănătate Publică, a vorbit recent despre medicamentele contrafăcute. Sunt multe medicamente peste tot, se cumpără și se vin de dimineața până seara orice și culmea sunt oameni care le cumpără. Mai mult decât atât, acești scroci împrumută pozele unor medici cunoscuți, de exemplu fotografia mea, și o asociază unui produs. M-am trezit cu telefoane în care diversi cunoscuți sau pacienți mă întrebau dacă susțin nu știu ce medicament ce apăruse în social media alături de poza mea. Era vorba despre medicamente toxice, o nenorocire. Este bine ca pacienții să se informeze și să nu mai cumpere medicamente de pe Facebook și de pe alte rețele din social media, la care sunt atașate poze cu profesori universitari. În cazul meu am făcut reclamație la poliție și nu s-a întâmplat nimic, chiar dacă există obligația ca paginile sau site-urile respective să fie închise. Nu s-a întâmplat nimic, deși discutăm de siguranța cibernetică, siguranța datelor și despre multe astfel de lucruri, a mai precizat Străinu Cercel, relatează click.ro.